Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liliana Ivan și, ca în fiecare zi de marți, ne întâlnim într-o ediție dedicată semnificației viselor voastre. Am primit numeroasele voastre mesaje, m-au bucurat și pentru semnificația pe care voi doriți să o aflați, dar și pentru faptul că sunt foarte mulți vizitatori care intră în ediția noastră pentru prima dată. Și sunt la fel de interesați ca și cei care au fost prezenți de-a lungul acestui interval cu tot felul de întrebări și ne-au semnalat bucuria pe care au avut-o când au descoperit că visul lor a fost într-adevăr împlinit. Pot să spun că în acest interval sunt foarte interesante nu numai semnificațiile viselor voastre, dar și întâmplările care, dincolo de aparență, sunt o notă de larg interes pentru majoritatea vizitatorilor care au o prezență deosebită în acest sens. Nimic nu este întâmplător dar nimic nu este bătut în cuie. Deci incertitudinile voastre nu trebuie să vă strice proiectele și nici să vă întârzie rezolvarea problemelor. Curajul este o țintă pe care trebuie să o urmăriți în această săptămână. Dintre visele pe care le-am analizat în acest interval, unele deosebite, chiar inedite, am ales pe cele pe care le-am considerat foarte amuzante, dar și semnificative din punct de vedere al bugetului și al relațiilor voastre interumane. Dinu este unul dintre vizitatorii noștri care ne-a spus că a avut un vis deosebit. El are în viața reală mai multe probleme cu justiția și spune că se teme că un proces pe care îl tot duce de vreo 2 ani nu se va finaliza cu bine. Această stare de spirit i-a influențat chiar un vis, pentru că a doua zi el trebuia să se întâlnească cu avocatul și să-i spună ce este de făcut. În mod surprinzător, când s-a trezit, a avut impresia că are o barbă până în pământ și se întreabă cum va reuși el să scape de acest proces, că această barbă până în pământ l-a înfiorat și credea că este un proces categoric pierdut. Nu. Dimpotrivă, este vorba de un vis care semnifică o reușită. În acest caz au fost analizate mii și mii de situații și o barbă care apare peste noapte arată o afacere care se redresează în mod spectaculos, dar și un proces câștigat sau o revendicare pe care o faceți de multă vreme și în cele din urmă aveți câștig de cauză. Un alt vis este al Alinei, cea care a avut surpriza ca în mod plăcut, când a venit acasă, a găsit în curtea locuinței ei două berze. Stăteau liniștite în pragul casei și priveau fără teamă pe cei care le întâlneau. Ea a avut acest vis și se întreba, știind că berzele au totuși semnificații diferite. Visul cu berze pe care l-a avut ea, în mod fericit, este un vis pozitiv, pentru că acestea stăteau liniștite, nu se temeau de cei care trec în jur și au o semnificație mai ales pentru persoanele feminine. Este vorba de un măritiș. Fie că este vorba de căsătoria Alinei sau a sorei ei, este de bun augur. Dacă însă deasupra casei sau deasupra Alinei treceau un zbor două berze, atunci în mod sigur ar fi fost vorba de o pagubă financiară sau de o hoție care s-ar fi abătut asupra locuinței Alinei.
Un alt vis interesant a fost al lui Petre. El este un om de afaceri și în viața reală nu o ducea foarte bine. Dimpotrivă, chiar cea mai importantă afacere a sa dădea semne de faliment. Această situație însă l-a influențat probabil și în visul său și a visat că era în piața orașului și scosese la vânzare chiar argintăria familiei, argintăria bunicii. Deși dacă ar fi vândut-o, în mod sigur nu ar fi reușit să redreseze afacerea, care era destul de importantă și în cele din urmă se gândea ce are de făcut. În mod deosebit, acest vis, care s-a dovedit benefic în mii de cazuri, este pozitiv pentru Petre. El va găsi colaboratori de ultimă oră, persoane care călătoresc foarte mult, pe distanțe mari și care îl vor ajuta și va colabora cu aceștia. Afacerea lui se va redresa și deci nu va trebui să vândă argintăria, care oricum nu i-ar fi de folos. Este un vis premonitoriu care, în mod cert, îi dovedește lui Petre că va reuși în cele din urmă să nu ajungă la faliment. Un vis inedit a fost al Norei. Ea avea probleme deosebite și în familie și la serviciu și se gândea cum să le rezolve. De multă vreme ea nu mai fusese la biserică, uneori se mai gândea să se roage acasă, alteori renunța și la această strategie. În cele din urmă, ea a avut un vis că s-a dus în sfârșit la biserică, a început să se roage, dar la un moment dat a adormit în biserică. În biserică nu mai era nimeni și ea stătea aproape de altar, era puțină lumină și se gândea pe unde să iasă, ce se întâmplă. Ușa la biserică era însă deschisă și era impresionată de faptul că s-a făcut de rușine adormind acolo. Este un vis premonitoriu pentru faptul că este protejată de energiile pozitive de acolo, pentru faptul că ușa era deschisă la biserică, asta înseamnă că va găsi o portiță de rezolvare. Dar cea mai sigură semnificație a visului este aceea că ea va primi o moștenire prin intermediul unor persoane din familie cu situație materială foarte bună, dar și foarte religioase. Acestea îi vor întinde o mână de ajutor, deși ea a vrut să se roage de aceste persoane să o ajute, dar orgoliul a împiedicat-o. Deci, dacă Nora renunță la acest orgoliu și povestește rudelor care sunt în această situație să o ajute, ea va primi ajutorul scontat. Thank you.